Sezonul 2023-2024 la Polo Senior, a debutat cu turneele finale ale Cupei României, atât la feminin cât și la masculin. La fel ca și anul trecut, Steaua București a câștigat ambele trofee, confirmând supremația clubului roșalbastru în acest sport. Pentru aceste succese sportivi și staful tehnic al celor două echipe au primit felicitări din partea secretarului de stat pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului din cadrul MAPN, domnul Eduard Bachide, dar și din partea conducerii clubului Steaua București. La feminin, sportivele roșalbastre au cucerit o nouă cupă după ce au învins pe CSU Oradea, Unirea Alba Iulia și în marea finală pe Rapid București. A fost un pic mai greu ca tățile precedente, dar până la urmă am reușit să câștigăm Cupa României și să ne atingem obiectivul propus. A fost prima oară când am jucat Cupa României înaintea sezonului și până am reușit să ne punem la punct, a fost puțin mai greu față de dățile trecute. Cu siguranță atunci nostru a fost pregătirea începută din timp și făcută temeinic. În campionat ce vă propuneți? Clar locul 1 în campionat, nu vrem să ne lăsăm nici anul ăsta. Elevii lui Bogdan Narat au reușit să păstreze trofeul cupei României în Ghencea după două jocuri de infarct, cu Dinamo București în semifinale și cu CSM Oradea în finală. În ultimul act, Steaua s-a impus la aruncările de departajare după ce a fost condusă la un moment dat chiar și la 5 goluri diferență. Atât pentru mine cât și pentru toți colegii și staful tehnic, cred că a fost cel mai greu câștigat trofeu din istoria acestui club, dacă nu mă înșel, adică atât în meciul cu Dinamo din semifinale, cât și în meciul din finală cu Oradea, am fost conduși, pot să zic, chiar ușor dominați în unele momente ale ambelor partide, dar felul în care am reușit să revenim este unul incredibil și aici vreau să mulțumesc în primul rând tuturor, pentru că am fost, așa cum nu am văzut încă, o echipă românească într o situație de genul. Ce le-ai spus elevilor tăi la finalul competiției? La cald e doar bucuria și extazul și, mă rog, e ceva, nu se poate descrie ușor. Dar sunt foarte fericit. A fost mai dulce victoria că a fost obținută pe terenul rivalei din Oradea? Bineînțeles, bineînțeles. Cred că elimină orice dubiu în ceea ce privește, adică N-am mai fost în București mulți au zis că se face doar la București și de-aia se câștigă la Steaua. Uite că am făcut acolo și am câștigat noi.